Dacă doriți să vă cumpărați o consolă Nintendo 3DS, ei bine, poate aveți următoarea dilemă: ce să cumpărați 3DS XL sau 2DS XL? Haideți să vă răspund, sper să vă pot răspunde la această întrebare, pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Am aici ambele console, 3DS XL și 2DS XL, ultimele modele de la Nintendo. În principiu, consolele au aceleași specificații, aceleași uh, ecrane ca și dimensiune, ca și rezoluție. Um, Nintendo 3 DS XL are o baterie mai mare cu 100 de mAh, are 1400 de mAh, 2 DS XL are 1300 de mAh. Uh, în schimb, Nintendo 3 DS um, este cu mult peste 2DS XL în ceea ce privește sunetul Nintendo. 3DS XL are două speaker stereo în partea de sus a ecranului. Sunetul este demențial și foarte, foarte tare comparat cu sunetul de pe Nintendo 2DS XL. După cum am spus... Procesorul, ramul, memoria, ecranele sunt identice, giroscop, mai puțin sunetul și capacitatea de redare 3D de pe Nintendo 3DS XL. Din punctul meu de vedere, acest ecran 3D merită toți banii, diferența este relativ mică ca și preț între cele două console însă ecranul 3D este absolut senzațional și merită achiziționat această consolă 3, 3D XL. Din punct de vedere al luminozității, Nintendo 3DS XL este peste consola Nintendo 2DS XL, după cum se poate observa și aici, însă în realitate veți constata și mai bine acest aspect. Deci pe de o parte avem un sunet mai puternic, mai bun, mai mai interesant, pe de altă parte avem o lumina, o luminozitate mult mai bună, ca și punct numărul 3 în plus pentru Nintendo 3DS XL este construcția. Nintendo 2DS XL pare un pic mai jucărie pentru copii ca să zic astfel, materialele nu par atât de premium la vedere și atingere, M mă refer aici la acele butoane și la senzația pe care ți-o oferă momentul în care te joci cu această consolă Nintendo 3DS XL. Vă va oferi o senzație premium, o, va părea o consolă foarte bine închegată, foarte bine făcută, cu materiale solide și foarte plăcute la atingere. 2DS XL pare puțin mai jucărie, după cum am spus. Diferențe ca și mărime, din punctul meu de vedere, sunt uh, foarte mici, uh, deși foarte mult zic că 3DS XL este mult mai mare decât 2DS XL. Ei bine, nu este chiar așa, din potrivă o să vă placă mai mult. Ce pot să zic în plus? Cam astea sunt diferențele. Din punctul meu de vedere, merită achiziționată o consolă 3DS XL în detrimentul celei 2DS de XL. Pe lângă toate aceste beneficii, un sunet mai bun, luminozitate mai bună, materiale mai bune, un design mai mai interesant, veți avea și ecranul 3D ce vă, vă va oferi o experiență inegalabilă, credeți-mă. Cel mai bine ar fi să le vedeți personal și abia apoi să vă decideți dacă nu credeți acest lucru. Ca și idee, 2DS XL arată foarte bine și în cazul în care vă decideți să cumpărați această consolă, este la fel o achiziție foarte bună, va rula toate jocurile, mai puțin cele dedicate consolei 3DS XL, sunt câteva și nu veți putea rula conținutul 3D al acestor jocuri. Diferența este de la cer la pământ între ecranul 2D și 3D. Cam, cam, asta este scurta comparație din punctul meu de vedere. Rămâne să vă decideți voi și să alegeți ceea ce vă place. Eu vă recomand să mergeți pe 3 de Excel și nu veți da greș. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe. Mulțumesc!